caz revoltător în raionul Călăraș. Un felcer, un infirmier și un șofer de pe ambulanță au fost bătuți crunt de un pacient beat și de către amicul acestuia. Cazul a avut loc în satul Nișcani în noaptea de 14 iulie. Potrivit Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească, un tânăr de 26 de ani a solicitat ambulanța pentru că o persoană ar fi fost rănită la braț. Echipajul medical venit la fața locului a găsit lângă un izvor doi bărbați, ambii în stare de ebrietate. Felcerul s-a apropiat de cei doi și i-a întrebat ce s-a întâmplat, iar drept răspuns, unul dintre bărbați l-a luat pe medic la bătaie. Acesta l-ar fi bătut cu pumnii și picioarele până i-a rupt nasul și i-a provocat o comoție cerebrală, dar și alte traumatisme. Șoferul ambulanței ar fi intervenit pentru a-și salva colegul, dar a fost lovit la cap și aruncat într-un șanț. Acesta s-a ales cu o contuzie a mandibulei și contuzia țesuturilor moi pe antebrați. Infirmierul s-a ales și el cu o contuzie a țesuturilor moi. Felcerul, deși se afla în stare gravă, a reușit să solicite ajutor și toți trei membri ai echipajului au fost transportați la spital de o altă ambulanță. Poliția a inițiat o anchetă pe caz pentru a identifica și a trage la răspundere făptașii. Amintim că acum o săptămână în satul Dubăsarii Vechi din raionul Criuleni, o felceră a fost atacată de un pacient beat care a fost găsit inconștient în stradă. Acesta și-a revenit când urgența a sosit la locul incidentului și a lovit cu pumnul în față medicul, provocându-i comoție cerebrală și fractură la nas.